Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, astăzi văd că suntem pe vacanțe. Au fost aproape 1000 de întârzieri ale aeronavelor și 56 de zboruri anulate în ultima săptămână la autopen. Deci este dat peste cap totul. Văd ce se întâmplă cu liniile aeriene în Europa, în primul rând. E și lumea disperată să plece în vacanță, da. După 2 ani în care s-a stat în case. Da. Nu e personal, nu, e nenorocire. Ați pățit-o? Ia să facem o încercare. 0372069599. Deși cei care au pățit-o în ultima săptămână la plecări, probabil că sunt acum prin vacanțe pe undeva, nu cred că e posibil să se fi și întors o parte. Ați pățit-o în ultimul timp, în ultima lună, să zicem, în ultima lună, în ultimele zile, cu o întârziere de genul ăsta, v-a stricat cumva vacanța, întârzierea avionului, s-a anulat vreo cursă și ați rămas cu ochii în soare? Că se întâmplă și asta. Și asta s-a întâmplat deja de ceva vreme. Amicii s-au descoperit că li s-a anulat cursa la una dintre companiile low cost. Pur și simplu au primit mesaj, nu mai e cursa. Păi și eu ce fac? Vă dăm banii înapoi. 0372069599. Dacă ați pățit-o cumva, sunați-ne, spuneți-ne cât de nasol a fost. Și dacă, sigur, dacă ne ascultați de pe plajă, de pe din Șadas sau din Egipt sau nu știu ce, sunați-ne și de acolo sau dați-ne mesaje pe WhatsApp 0728312. Deci, iată ce transmite CNAB, mă rog, Compania Națională Aeroportul București. Companiile aeriene care au operat aceste zboruri, adică astea, 1000 de întârzieri și 56 de zboruri anulate, au comunicat că întârzierile au fost generate de cauze precum rotația aeronavei sau a echipajului. Asta cu rotația aeronavei, de mult, companiile aeriene mari, alea de linie naționale, aveau multe aeronave. Aveau rezerve. Domnule, da, nu zburau toate în același timp sau nu erau folosite de intensiv. Dacă apărea un incident tehnic la una dintre ele, aveau o rezervă și puteau fie să trimită un avion, fie aveau un hub-uri, cum era la autopen. Dacă Taromo avea o problemă cu un avion, exista altul cu care se putea zbura. Și atunci era o întârziere rezonabilă, 20 de minute, jumătate de oră, până era pregătit celălalt, în principiu. Acum, toate astea, cred că au comportament de companie low cost. Așa e. Că ăsta a fost marele chirez al companiilor low cost la început. Aveau un avion care făcea nenumărate curse, tot timpul. Asta se întâmpla și nu au de înlocuit. Adică dacă una se strică, s-a terminat. Poate să zboare, a rupt lanțul. Da, s-a rupt lanțul și sunt întârzieri pe lanț. Bun, revenind. Deci, cauze precum rotația aeronavei sau a echipajului, restricțiile pe rută, lipsa echipajului, pilot sau însoțitor de bord, sau aeronavei, încărcarea, descărcarea obiectelor voluminoase, facilitățile de aeroport sau defecțiuni. Cele mai multe întârzieri, la autopeni, mă refer, în ultima săptămână. Wizz Air, 264 de zboruri. Tarom, 162 de zboruri. Ryanair, 148 și Blue Air, 99. Astea sunt date oficiale. Suntem pe locul 2. Nu suntem, că nu e compania mea. Adică, nu vorba bine, că e compania națională Tarom, nu? Anul trecut, când am plecat în vacanță, aveam o cursă Tarom, trebuia să zburăm în Spania. Am întârziat 9 ore. 9 ore la plecare. Am stat pe aeroport 9 ore. Și, mă rog, în prima oră de întârziere s-au mai chinuit să mai dea așa o explicație, după care pur și simplu ne-au ignorat. Au ridicat din numere, asta e, s-a stricat parbrizul. Hai să vedem. Parbrizul, dar nu aveți altă... Nu, nu avem. Asta e. 0372069599. Silviu a pățit-o, cred. Bună dimineața! Bună dimineața! Neața! Bună dimineața, domnilor! Salutare! Ia spune, care a fost experiența? Sigur că am pățit-o. Săptămâna trecută am plecat miercuri spre Italia, spre Bergamo. Compania Wizz Air, așa. Avionul a plecat la ora care trebuia decola la 7 și 15 minute, am ajuns puntul lovit, totul perfect. Da. În schimb, a trebuit să revenim în România, eu și un coleg. Da. Aveam zbor joi la 21:35, ajungem în aeroport pe la 16:30 și deja vedem că zborul este întârziat, 10 și 10 minute. Ok, zic, asta este, ce mai contează, câteva zeci de minute. Da. După care primim informația că zborul este iarăși întârziat la 11 și 13 minute, parcă a fost ceva de genul. Și tot așa. Și tot așa, în timp ce așteptam acolo, mai veneau români de-ai noștri, care lucrează prin Italia, cu zboruri anulate cu o zi precedentă. Adică zborul Bergamo-Iași
a fost anulat și s-a anunțat în ultimul moment, omul povestea că era deja în aeroport, trecuse de vamă și l-au anunțat că zborul s-a anulat. Cât ai stat, cât ai stat până la urmă? Aproape 3 ore, dar ce mai dureros? Când am întors, am venit cu celebrul pilot, îl știți și voi, de la Haikyuu. Da. Era copilot. Mihai, așa? Da. Mihai. Așa, Mihai. Cred omul ne-a explicat foarte frumos și foarte corect cum că pe aeroportul Otopeni nu sunt oameni care să care bagaje, nu sunt șoferi care să conducă acele... Exact, deficit mare de personal. Bine, tu veneai acasă, deci îmi pare rău pentru experiența ta, întârziat aproape 3 ore, el zicea că e ce e dureros. Asta e dureros, că ai întârziat aproape 3 ore, că dacă e peste 3 ore în Uniunea Europeană, mă rog, în funcție de distanță, primești despăgubiri. E dacă știam eu asta acum câțiva ani. Da, mă, cum? Eu am luat, de 3 ore am avut întârzieri și am solicitat despăgubiri, am primit de fiecare dată, dar trebuie să fie o limită de timp, știi? Am stat întârzii. Întârzia cursa și te uiți la ce zicea, măcar recuperezi bani. Am pățit toată, venem de la Madrid și era un EasyJet la vremea respectivă și am stat mai bine de 4 ore și până la urmă, e adevărat, condițiile meteo de la București erau nasoale și ne-au dus la Constanța. Am venit cu autobuzul groaznic. Aia, nu știu dacă era regulamentul european pe atunci. Elena, bună dimineața! Nu e atât de mult. Bună dimineața! Bună, bună Elena! Am un pic de emoții că este prima oară când intru în direct. Nu nimic, la un să ne mai sun ca să te mai obișnuiești. Da. Dar ia zi, ce ți s-a întâmplat? Mi s-a întâmplat chiar pe 13 iunie, ne întorceam din America, din Denver. Da. Astea cu escala, astea sunt nasoale, cu transfer. Da, da, cu compania Lufthansa. La plecare n-am avut nicio problemă, dar la întoarcere am ajuns pe la vreo... Am avut avionul la 6 fără un sfert seara, după masă. Mm-hmm. Mi s-a trimis un mesaj că întârzie un sfert de oră. Ok, n-a fost nicio problemă. Am ajuns în aeroport la vreo 4. Am făcut check-in-ul tot. În plus că aveam și cățelul după noi. Da. Animal de companie. Da. Am făcut... Deci era pe la 5, terminasem cu totul. Plătisem și pentru cățel biletul. Efectiv, nu aveau cine să o preia pe cățelușa. Deci, nu aveau pe ce oameni. Aeroport era asta? Pe ce aeroport? În Denver. În Denver, aha. Da, în Denver, Colorado. Da. Am stat efectiv până la 5 jumate, 6 fără un sfert acolo. Mai aveam un sfert de oră și trebuia să ne îmbarcăm. Nimeni nu venea să ne o preia pe cățelușă. Am început un pic de scandal pe acolo, nu scandal mare, dar am început să facem un pic de se gură, toată lumea zicea să tăcem din gură, că nu știu ce, nu știu cum, în fine. A venit până la urmă cineva, zice că să mergem noi ca să o predăm pe Sophie. Sophie o cheamă pe cățelușa noastră. Era fiică-mea cu prietenul ei, au plecat să o predea. Bagajele erau predate, o sun, pe 10 minute, după 10 minute o sun. Nu, ce faceți? Pe unde sunteți? Păi am predat-o. Nu găseam unde să facem check-in-ul pentru deci noi, pentru bagaje. Deci aveau probleme de personal, înțeleg. Nu le funcționau. Efectiv, de personal. Da, nu era personal deloc. Deci dar ați ajuns la timp până în Frankfurt după aceea? Adică măcar ați reușit să luați zborul? Nu. După ce am alergat prin aeroport, credeți-mă, desculți amândoi și eu și soțul, ca să prindem ăsta avionul, ne-am îmbarcat și anunță pilotul că are întârziere o oră. După o oră, iar anunță că are întârziere încă o oră, fiindcă bagajele s-au încurcat, ea trebuia să dea jos bagajele, iar să le încarce. Și nu-mi spune, ești în Denver încă. În Denver, da. Cât ai întârziat? După două ore, iar ne anunță că nu s-a alimentat avionul. Trebuie să alimenteze. Deci, efectiv, am stat 3 ore în avion. Și ați mai prins cursa, ați mai prins legătura spre România? Poftiți? Ați mai prins legătura spre România când ați ajuns în Europa? Da, acolo vreau să ajung. Nu mai e după timp. 3 ore de stat în avion, da. Am plecat în sfârșit. Aveam cursa, deci timpul de 9 ore. Cum a fost zborul? Până în București. Dar credeți-mă că a ajuns pilotul în 8 ore. A băgat forță. Tare pilot. Avion. A consumat mult. Da. Mulțumim. Tot Mihai de la Haikyuu? Nu, cu Lufthansa. Mulțumim foarte mult. E bine că ai ajuns acasă. Sofie, e bine totul?
Este bine, este bine, numai că compania asta Lufthansa tare mult ne-a dezamăgit. Foarte, foarte mult. Se întâmplă, să știi, să știi, Elena, că acum toate companiile, mai mici, mai mari, au probleme de genul ăsta. O parte, da, poate din problemele aparțin, o parte poate aeroporturilor, cine știe. Scarpino pe Sofie, dă-i un treat, spune că e vedetă la radio, ne bucurăm că totul s-a terminat. Trebuie să vă bucurați că ați ajuns, că acum, da, e mai nasol să se anuleze asta cu întârziatul, deja e parfum. Luca e super îngrijorat că el are un transfer unde și se zboară doar de două ori pe săptămână din zona respectivă. Și dacă nu are nimic, ăsta, ce nu faci acolo? Că dacă ești într-un oraș, plajă, hai, mai ai variante, mai vacanță, un tren, mai... Vacanță, baby! Plajă! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.